Bună, sunt Mihai. Uite ce jocuri ați mai descoperit? Am descoperit foarte multe. De exemplu, Flux, Saboteur, Macau. Macau a devenit preferatul meu, doar să știți. Sunt un joc de cărți foarte tare. Da, și astăzi că m-am gândit să învățați și voi niște jocuri. Dacă nu știți prea multe, m-am gândit astăzi să vorbim despre Double. Este un joc foarte amuzant și, după cum ați văzut, nu e nici cât palma mea. Și este foarte portabil. Poți să te duci cu el oriunde poți să te duci, fără nicio problemă. Nu e ca Scrabble, așa. Da, este un joc de cărți, doar că nu cu popă și as și din acestea cu numere. Oricum, haideți să-l deschidem. În el este un regulament. Și sunt multe, 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 multe cărți, în număr exact sunt 55, pe care sunt 8 simboluri. Dar, să știți, acum am extras două cărți. Pe aceste două cărți trebuie să fie ceva identic. Ce este pe aceste două cărți identic? Un măr. Și nu sunt mai multe lucruri identice, ci doar unul. Pe aceste două cărți, cum v-am zis, sunt merele. Există mult mai multe tipuri de joc. De exemplu, fântâna sau multe altele. Mai există turnul infernal, care îmi place mie foarte mult. Dar mai există și cartoful fierbinte. Și este foarte amuzant. Mai există și prindele pe toate și darul otrăvit și multe altele. Așa că m-am gândit să vă explic cum se joacă și turnul infernal. Păi să venim cu fântână. Să vă explic și alte jocuri, dar să știți, să vă explic două dintre ele, pentru că doar pe acestea le știu. La turnul infernal se procedează așa. Fiecare jucător ia câte o singură carte. Apoi trebuie să vadă ce simbol este între două cărți. După ce a găsit, îl spune cu voce tare și ia cartea. Și se face tot așa până când se ajunge să nu mai existe nicio carte. Atunci se numără cărțile și cine are mai multe câștigă. La fântâna este procedat fix invers. Toată lumea are câte jumătate din pachet și una este pe mijloc. Când descoperă simbolul identic între cele două cărți, atunci trebuie să dea jos câte o carte. Așa se face la fântână. Și la finalul jocului se numește așa pentru că se face ca o fântână. Ați priceput? Acestea sunt foarte multe jocuri la Double. Sper să vă placă și vouă, să vă distrați în vacanță. Nu contează cu ce, dar să vă distrați. Asta e cel mai important. Mua!